Marian Godin a reușit să vândă 40.000 de exemplare, aproximativ 40.000 de exemplare, în doar o lună de la lansare. În condițiile în care scritorii mari vând aproximativ 10.000 de exemplare pe an. Acest lucru arată un lucru de fapt foarte important. Faptul că Marian Godin a reușit să aducă cartea mai aproape de publicul larg. Nu s-a limitat la acei cititori pe care îi cunoaștem și care trec de fiecare dată pragul unei librării, ci din contră, el s-a adresat publicului larg, aducându-i mai departe de acest obiect prețios. După lansarea de la Biblioteca Centrală Universitară București și participarea la târgul de carte Gaudeamus de la Craiova, polițistul Marian Godină a venit la Deva, un oraș de care leagă amintiri și impresii plăcute legate de participarea la una dintre galele premianții fără premii. A povestit aici că lucrurile au început să se schimbe în bine în poliție după apariția acestei cărți. Este o carte care deja și-a atins unele scopuri și anume să producă unele schimbări. Primesc zilnic vești care îmi demonstrează că această carte își atinge încet, încet scop. În sensul că lucrurile încep să se schimbe. Ca să vă dau un exemplu, unul dintre colegii mei din țară mi-a trimis zilele trecute un mesaj în care spunea că a depistat în trafic un viceprimar ce conducea sub influența băuturii alcoolice, i-a întocmit dosar penal și nu s-a intervenit din nicio parte, niciun fel, și asta l-a dus cu gândul spre mine și m-am simțit bine. Lansarea cărții Fleșuri din sens opus a fost organizată de Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva. Ne bucurăm să-l avem astăzi oaspete pe domnul Marian Godină, polițistul atât de bine cunoscut opiniei publice din România pentru curajul și verticalitatea sa. Sunt convins că toți cei care vor citi cartea Fleșuri din sens opus vor avea satisfacția să cunoască un polițist așa cum ne dorim cu toții să fie polițiștii, drept, curajos, vertical, profesionist și plin de demnitate. Cartea este, dincolo de observația atentă și exactă a vieții polițiștilor, o oglindă a societății românești, a comportamentului diferitelor tipologii umane în contact cu poliția. Este o relatare făcută cu umor și sinceritate a numeroaselor întâmplări prin care a trecut polițistul Godină. Cartea este o confesiune făcută de autor cu umor și cu sinceritate despre anii copilăriei și cei de școală, despre iubiri și deziluzii, dar mai ales despre viața de fiecare zi a polițistului, despre relațiile șef-subaltern în cadrul poliției. Este în același timp o oglindă a societății românești actuale, societate în care polițistul vine în contact cu reprezentanții ai tuturor categoriilor sociale și le observă comportamentul cu acuitatea unui psiholog. Domnul Marian Godină este pentru mine o personalitate în poliția română, devenită ca urmare a propriei cariere pe care a știut să-și o promoveze, să-și o apere și să fie mândru de faptul că este polițist. Eu consider că este un promotor al muncii de poliție și prin acest mod cred că face un lucru foarte benefic poliției române. Faptul că Marian Godină a încercat prin cuvintele sale, prin ceea ce a scris în cărți, să arate și cealaltă față a polițistului, eu zic că atât pentru noi, cât și pentru colegii noștri, există oarecare schimbare. La finalul lansării a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către polițistul Marian Godină.